Condamnații care fug din țară înainte de sentința finală vor fi obligați să suporte costurile cuprinderea și aducerea lor în România. Proiectul este dezbătut astăzi în ședința de guvern. Anul trecut, statul român a cheltuit peste 10 milioane de lei cu extrădarea acestora. În libertate mai sunt peste 1500 de persoane care se sustrag executării pedepsei refugiate în alte țări. Venim azi și cu noi prevederi capabile să descurajeze fenomenul condamnaților care părăsesc țara înaintea sentinței finale. Vedem deja că în ultima vreme doamna ministru s-a ocupat și tot mai mulți fugari celebri au fost aduși înapoi în România, primind acum și un spor de pedepsă. Prin proiectul dezbătut astăzi vrem să-i punem să plătească în plus, cum e firesc, adică să suporte costurile operațiunilor derulate de stat pentru a-i găsi și aduce în țară.